Vlad Drăgulescu, președintele Asociației Craiova Capitală Culturală Europeană 2021, intenționează să obțină donații de la craioveni și de la firme private pentru desfășurarea activității legate de dobândirea acestui titlu. Deocamdată se studiază forma în care vor fi păstrați banii până în anul 2021, astfel ca nimeni să nu se atingă de ei. Chiar dacă bănia nu va câștiga titlul de capitală culturală europeană, fondurile vor fi folosite pentru sprijinirea culturii. Cel puțin așa a susținut Drăgulescu luni în fața membrilor Adunării Generale a Asociației Craiova Capitală Culturală Europeană 2021. Ceea ce vreau să vă propun și o să vă pot oferi de săptămâna viitoare, la o parte din asta vă pot oferi de acum chitanție. Și fiecare din instituțiile noastre ar trebui să strângă niște bani, să explice oamenilor de ce strâng acei bani și, în primul rând, să le explice că noi vom constitui un fond care, iarăși, ăsta trebuie să facem, să luăm decizia foarte rapid și va trebui să facem o adunare în care să luăm hotărârea, o să vă explic imediat despre ce hotărâre e vorba, revenind la fond, facem un fond care, în care strângem bani. De la populație, de la privați, de care nu ne vom atinge până în 2021. Face parte din ceea ce vrem noi să obținem. Vlad Drăgulescu a mai precizat că Asociația Craiova Capitală Culturală Europeană 2021 va trebui să facă angajări, deoarece volumul de muncă trece de nevoile pe care voluntarii pot să-l asigure. Astfel, el a propus membrilor Adunării Generale adăugiri la actuala organigramă.